Oare cât să-i spun la ăsta? You want to pay right now 100? Mai multe celebrități, mai multe vedete din România își fac în mod recurent shoppingul la cea mai mare piață de fake-uri din lume. Nu cred. Așa. Ce? Nu cred, nu cred. Și atunci am stat și m-am gândit, oare ei având fake-uri sau ăștia pun etichete ca fiind originale pe fake-uri? În următoarea zi am fost în magazinul original. Salutare, un fain. Am fost în cea mai mare piață de fake-uri din lume. Am aflat totul despre piața fake-urilor exact de la cineva de acolo. Cum se dau țepe imense turiștilor, ce calitate există și cum se produc. Apasă butonul subscribe pentru a intra în comunitatea de investitori de aici, dar și pentru a fi notificat când apare următorul clip pe canal. Ok, hai să vedem ce sunt fake-urile mai exact și cum am descoperit cea mai mare piață de fake-uri din lume. Am ajuns în Turcia și cum îmi place mie să văd exact cum este standardul de viață din țările pe care le vizitez, din orașele pe care le vizitez, am luat mijlocul de transport în comun. Mergem cu metrou, cu tramvaiul, cu mijlocul de transport în comun ca să vedem exact cum este orașul, pentru că doar așa vezi exact cum este majoritatea populației, ce poartă, ce îmbracă, unde merge. Marea mea uimire a fost când am intrat în tramvai și majoritatea oamenilor aveau un Rolex la mână, se îmbrăcau de la designeri, numai branduri pe ei și cum de oameni care își permit să dea 1000 de euro pe haine, 10.000 de euro pe ceasuri, aleg să circule cu mijlocul de transport în comun. O fie ei ca și milionarii și miliardarii din America, deși sunt foarte bogați, aleg să circule cu mijlocul de transport în comun. M-am apucat să caut și am văzut că acolo este cea mai mare piață de fake-uri din lume. Îi spune Grand Bazar și are o vechime de peste 500 de ani. Acolo sunt peste 4.000 de magazine și se vând de la ceasuri, la haine, la genți, la aur, absolut tot ce vrei tu. Nici mie nu am intrat în bazar și am dat de un domn mai în vârstă care avea numai puțin de 27 de magazine în bazar. Procedura e în felul următor. Stau la pândă, stau exact ca la pescuit și te agață cu fel de fel de replici. Dacă sunteți mai mulți și vorbiți între voi o limbă, foarte mulți știu limba respectivă și îți spun anumite replici sau anumite saluturi în limba ta. După ce te-au agățat, te invită la ei în magazin și îți spun efectiv să-i urmărești. Îi urmărești, dar nu știi când se vor opri. Poți să faci 20 de secunde până în magazinul lor sau poți să faci chiar 5 minute. Sunt o grămadă de străzi în acel bazar, sunt peste 4.000 de magazine și nu știi exact unde va intra acel om. Majoritatea magazinelor sunt la 2-3 colțuri și atâta te învârt pe acolo, stânga-dreapta, că nu mai știi unde e și nu mai știi cum să te întorci. Ajuns în magazin îți arată diferite produse, de la genți, la ceasuri, la ochelari, la haine, ce are fiecare. O să vezi numai branduri și dacă nu ești obișnuit cu treaba asta, o să ți se pară că sunt mega scumpe, dar te vei uita la magazin și o să vezi că magazinul nu arată wow, este pur și simplu o gheretă dintr-un bazar. Și cel mai interesant este că în momentul în care tu întrebi vânzătorul de preț, el stă un pic și se gândește oare cât să-i spun la ăsta. Hello, how much is this one? Lira? Dollar? Euros? It's 150 euro, I can do it. 150 euros? Mm-hmm. It's leather? Of course. 100. Because it's crashed. Right? You want to pay right now? You want to pay right now 100? So this one is a leather wallet? Yes, leather. And 300 lira. How much is in euros? It's about 300. 16. 15 for you. 15. To buy good stuff. Maybe you buy present for friends. I don't make gifts. I don't make presents. I don't have money for presents. And if I buy more, yes, let's say for discount. Five? Five pieces, yes. Really, I'll tell you good price, not touristic price. Okay. Now my price because more. I want to do business with you. 280 and in euros? Euro about same, 15 maybe. 15. If I buy 5 of them, you can make 15 as all as yeah, as I buy one. All right. Which you like? I make up the good price, okay? Te vede că ești turist și îți spune un preț dublu față de cel inițial. Mai mult decât atât te face să te simți și bine pentru că îți bagă o replică de genul ești primul client de astăzi
Și pentru tine îți dau un super preț, de obicei este atâta, dar pentru tine facem o reducere din start, când de fapt prețul este dublu față de cât i-ar cere unui localnic. Negociază cu ei la sânge, spune că le dai o treime din prețul inițial și abia de acolo pornește negocierea. Uneori poți lua produsul chiar la jumătate de preț sau poate chiar mai puțin de jumătate față de cât ți-au cerut ei inițial. Negociază cu ei, nu te atașa de produse și fii pregătit să pleci din magazin. Dacă turcul se întoarce după tine, înseamnă că ai obținut cel mai bun preț. Exact cum am pățit eu, s-a întors cu plasa și mă căuta disperat prin tot bazarul. Următorul tip care m-a abordat vindea blenuri. Știa foarte bine românește pentru că era chiar căsătorit cu o româncă și are un magazin de blenuri în București. Ce vinzi? Aur, blana. Aur? Aur, gram ieftin. Am magazin din România, sector 1, din București. Tu știi? Oh my God. Din Maghev. Nu cred. Așa e. Ce nu cred, nu cred. Soția ta mea e românește. Soția ta e româncă? Da, ce? Am rămas șocat să aflu de la omul nostru că mai multe celebrități, mai multe vedete din România își fac în mod recurent shoppingul la cea mai mare piață de fake-uri din lume. Mi-a arătat poze, mi-a arătat conversații cu persoane publice, cu vedete. Nu o să le spun numele, dar se știu ei. Și efectiv mai mulți comercianți aveau poze puse cu vedete din România, din Marea Britanie, din America și așa mai departe. În continuare am avut parte de trainingul specializat din partea unui vânzător de fake-uri, care ne-a spus toate dedesubturile, ne-a spus diferențele dintre fake-uri și cum se dau cele mai tari țepe. Vreau să-ți dau ca un exemplu. Da, tu cumperi de aur și cu timp aurul ăsta se face alb. La calitatea întâi nu este așa. Arde, vezi? Există 3 tipuri de fake-uri, calitatea 1, calitatea 2 și calitatea 3. Calitatea 3 este cea mai slabă. Nu sunt atenți la detalii, nu se folosesc materialele care se folosesc la original. Deci dacă vorbim despre o piele, o să avem o imitație de piele, o mușama, o ceva. Calitatea a doua au materiale puțin mai bune și o atenție la detalii mai sporită. Și calitatea întâi poți să juri că este originalul. Are toate ștanțele, sunt gravate, sunt inscripționate exact unde trebuie. Dacă originalul este de piele, este exact aceeași piele și la calitatea întâi. La ceasuri este exact la fel. Găsești ceasuri de 10.000 de euro, de 100.000 de euro, începând cu 150-200 de euro pentru calitatea a treia, 850 cu mecanism ETA, un mecanism mai bun și o atenție la detalii puțin mai mare, și mai este calitatea întâi care pornește de la 2-3.000 de euro. Omul nostru ne-a arătat și cum afli dacă ceva este din piele sau nu. A luat o brichetă și a aprins o poșetă. Arde, vezi? Deci așa testez dacă e de piele. Desigur, testez, vezi? Dacă va arde, ok. Vezi că pot așa să țin toată ziua. Da. Vezi? Și nu nimic. Da. Asta e gata. Corect. Eu pot să fac cu toate modelele. Și dacă face, dacă zice turcul nu, păi gata, pleci. Ai plecat, da? Da, desigur. Dacă e din piele, nu arde. Pur și simplu se înnegrește, după care ștergi și e ca nouă. După ce te pescuiezi de pe aleile bazarului, te duc într-un magazin micuț, unde ți arată de obicei calitatea a treia, cea mai proastă calitate. And do you have a better quality? This is better quality. This is the good quality? Yes, of course. This is stainless steel, no change color. Water resistance, sapphire glass, no scratch. This is automatic. What mechanism has in it? What is inside? It's ETA, it's Casio, it's inside. This is Yeze. Yeze? Yeze, yeah. It's Japanese or? Yes. Mm-hmm. ETA very high price, sabe? Yeah, I know. 700 euro start ETA. Întreabă tot timpul dacă au o calitate mai bună și dacă au, te vor duce într-un alt magazin care este mult mai mare, unde sunt canapele, unde se servește ceai, se servește cafea. Acolo totul este privat, doar localnicii știu exact unde sunt locurile, nu vezi nimic inscripționat pe ușă, poți să bagi mâna în foc că nu e nimic de fapt acolo. În acel loc este calitatea a doua sau chiar întâi. Ei, dacă întrebi și acolo o mai bună calitate, te vor băga pe altă ușă care puteai să juri că este de fapt o simplă oglindă în care să te vezi și de fapt acolo, în spatele acelei uși de oglindă, se află cea mai bună calitate, calitatea întâi. Tot ce se apropie foarte mult de fake este căutat de poliție. De asta au magazine separate, de asta totul este securizat, nu se vede înăuntru, totul este mai privat, pentru că poliția îi caută. Și tot un comerciant de la ei mi-a spus că în momentul în care vine poliția în bazar, ei primesc un telefon și închid toate magazinele în 3 secunde și pleacă.
majoritatea vânzătorilor din bazar îți vând calitatea a treia la un preț ridicat. Astea, de fapt, sunt cele mai mari țepe. Pe lângă diferențele între calitatea materialelor și a lucrării, diferențele între calitatea 3, 2 și 1 sunt de câteva sute de euro sau maxim de câteva mii de euro în cazul ceasurilor foarte scumpe. Asta e cea mai bună calitate pe care o ai? Sau... Garantit for 3 years. Ce mecanism are înăuntru? Mecanisma Miyota. Știi de mecanisma. Dar ce, e japonez? Ce? Japonez. Japonez. Nu-i ETA, nu? ETA... Yes, ETA, you have ETA. Is ETA like this one? 850 euro. ETA. You have ETA? Yes. Where? If you want, I bring it for you. Okay. Brother, you see the ETA? Yes, this is the ETA. Yes, it's much slimmer. Calitatea întâi este cel mai greu de produs, pentru că îți trebuie materialele de calitate, îți trebuie lucrarea de calitate și de obicei îți trebuie propria fabrică să faci aceste produse. Se duc atât de tare încât merg la magazinele originale, cumpără produsele, le desfac și le învârt pe toate părțile, iau tot ce se poate lua, tot procesul de fabricare, materialele, texturi, gravuri, ștanțe, absolut tot, după care cumpără materialele respective care nu sunt ieftine deloc și se apucă de producție în propria fabrică. Între timp, produsul original este returnat, își primesc banii înapoi și tot acest proces i-a costat nimic. În următoarea zi am fost în magazinul original să văd cu ochii mei care sunt diferențele între calitatea întâi și originalul. Am rugat pe cineva de la magazinul original să-mi arate o geantă, să pun mâna pe ea, să văd exact unde sunt ștanțele, să văd materialele, să văd cusăturile, să văd fermoar, să văd absolut tot, 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 tot. Culmea era că pe lângă diferența de preț de câteva mii de euro între calitatea întâi și original, nu era aproape nimic diferit. Piața fake-urilor îți scoate inclusiv bon, inclusiv carduri, inclusiv garanții, inclusiv tot, exact ca în magazinul original. Eu am rămas șocat când am văzut treaba asta. Efectiv, dacă ți iei o geantă fake, calitatea întâi, primești bon de la magazinul original, primești card, primești tot, 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 toată tranzacția, primești bonul cu POS-ul, cu tot, cu toate datele de acolo, cu sume, cu absolut tot. Poți să bagi mâna în foc că persoana respectivă a plătit prețul care scrie acolo și l-a luat din magazinul din Paris, pentru că ai totul pe bon. Am trecut după aia la haine. Un alt șoc a fost când am văzut că pe un training era etichetă cu magazin, cu preț, cu cod QR. Scanai codul QR, te ducea pe site exact la produsul respectiv și atunci am stat și m-am gândit, oare ăia vând fake-uri sau ăștia pun etichete ca fiind originale pe fake-uri? Până în momentul respectiv trebuie să recunosc că nu m-am gândit niciodată că unele site-uri care vând produse originale ar putea să vândă fake-uri. Cum crezi tu că îți poate vinde un site, un terț, produse mai ieftin decât îți vinde site-ul mamă? Ăla care le produce. Oare sunt fake-uri de calitatea întâi și nici măcar nu te prinzi, nici măcar nu te gândești că pot fi fake-uri? Sau poate site-urile au luat linii mai vechi, colecții mai vechi, poate la un anumit preț avantajos de la producător? Am ajuns la concluzia că poți să-ți cumperi lucruri de calitate, cu atenție la detalii, cu materiale bune, dar care să nu fie neapărat de brand. Alea le cumperi pentru tine. Ei, dacă îți cumperi obiecte de brand, de obicei le cumperi pentru alții. Pentru că fie că vrei să recunoști sau nu, pe toți ne interesează statusul. Și automat când lumea vede că tu ai un anumit produs de un anumit brand, ție îți crește statusul și tu crești în ochii omului respectiv prin simplu fapt că brandul și-a creat o imagine de lux și de status. Sunt foarte curios cum vezi situația. Dacă ți-ai permite, ți-ai cumpărat originalul și ai dat mii de euro sau zeci de mii de euro sau ți-ai cumpărat un fake calitatea întâi cu doar câteva sute de euro. Mă bucur enorm că ai rămas până la final. Sper că ai apăsat butonul de subscribe pentru a fi notificat când apare următorul clip pe canal, pentru că data viitoare este despre cum să pornești un business de la zero cu produse din Turcia.